Un bărbat din București a scufundat sâmbătă la Neptun Resort. Echipajul elicopterului Smurt Saturn și Smurt intervin la fața locului. Vasile Borteș, șeful gărzii de coastă din sudul coastei, a declarat, în intervenția telefonică din Digi24, că trei turiști au fost expulzați din valuri în situații critice. În cazul unuia dintre ei, a fost găsită moartea, conform problemei Constanța. În afară de intervenția de salvare, bărbatul nu a răspuns la manevrele de resuscitare. Conform problemei Constanța, acesta este un turist de 54 de ani de la București. Echipajul a aplicat manevre de resuscitare, dar fără rezultate, iar medicii din elicopter au declarat moartea victimei. Moartea a fost declarată în jurul orei ora 12 și 30 de minute. Alți doi oameni, un bărbat și o femeie, au ignorat steagul galben și au rătăcit în mare. Și sunt îndepărtate din valuri cu valuri care sunt valuri de către Mântuitor. Elicopterul Smurt este, de asemenea, chemat la intervenția contra, terminometru. Avem un steag galben, dar, din păcate, nimeni nu respectă indicația gărzii de coastă și sensul steagului galben. Steagul galben înseamnă că doar un înotător foarte experimentat este permis în apă. Există o piscină. Pentru a merge la piscină, unde viața lor nu este amenințată cu dispariția, Vasile Borteș, șeful coastei de sud, la Digi24.